Ce m-am spus la brătărie. 1,20€ o shawarma. Chiar dacă mergi în sens opus, te claxonează ăstea. Bună dimineața, este ziua 3 din Urgada. Hello. Este ora 12:34 și am ieșit. Ne pornim spre centrul orașului Urgada. Vrem să vedem ce este pe acolo, ce putem vizita, pentru că aseară ne-a dus un copilaș în apropierea centrului să ne arate bancomatul, așa cum am zis, dar era destul de târziu, așa că nu am mai rămas pe afară. Ajungem acolo și o să vă filmăm. După vrem să mergem puțin la plajă, să ne aruncăm în apă, poate astăzi, și să vedem cam cum e vremea. Este puțin răcoare pentru moment. De fapt, bate puțin vântul. Iar în dimineața asta am fost așa mult mai pe cileală, pe cile, adică puțin prea pe cileală. Am trezit, am fost la micul dejun. Poate într-o dimineață o să și vă arătăm micul dejun. La câte dimineți o să avem de mic dejun, n-avem timp. Câte mor de dimineață, adică pur și simplu ne trezim. Ne ducem la micul dejun, suntem ca doi zombi. După ce beau cafeaua, gata, mă simt mai ok. Dar înainte n-ai cu cine să te înțelegi. Și azi am ieșit abia la 12:30 acum. Pentru că timp este, n-are niciun rost să plecăm cu ziua în cap de a... Și oricum, Urgada e un oraș destul de mic. Adică nu poți să ieși de dimineață și să vizitezi toată ziua. Pentru că da, n-ai ocupație toată ziua. Mare chestie, nu prea ai de făcut în afară de plajă și de... Ololo. Trei pe aici. Este un grup de țățăi. Mi-e frică, dar dacă nu-i bagi în seama, e ok. Să sperăm. Am preferat să mă duc pe stradă ca să nu deranjez căței aceia. Ne tot claxonează taxiurile, cred că vor să mergem cu ei, dar eu nu vreau să merg pe drum. Trebuie să oprim camera că era un checkpoint aici în Urgada, cel puțin de fapt am auzit că peste tot în Egipt sunt foarte multe checkpoint astea cu armata, poliția. Sunt și unele străzi, de exemplu, lângă hotelul nostru, la care nu poți să accedezi, trebuie să faci turul, pentru că pur și simplu e nici măcar ca pieton. Nici măcar ca pieton, numai ca mașină. Pentru că noi ieri am vrut să trecem pe acolo și domnul de la armată ne-a zis: "Nu, trebuie să faceți turul." Dar că a fost ok, adică a venit zâmbind și ne-a zis că nu aveți voie pe aici. Dar nu știm de ce, mi se pare că am văzut că sunt tu ori în fața unui comisariat sau ceva de stat sau o casă mai mare acolo, sunt trebuie spun că sunt reședințe puțin mai importante. Da. Ce vreau să vă zic, că deja seara am stat puțin pe acoperiș acolo la hotel și m-au cam ciurit țânțare, că am vreo 3 bube pe piciorul drept, dar eu tot timpul am probleme cu țânțare. Sunt gustarea potrivită pentru țânțarul potrivit. Dacă vreți să mergeți într-o vacanță și vreți să fiți lăsați în pace, mă chemați, îmi dați 100 de euro și o să fiu momela potrivită pentru orice om. A trebuit să apar la emisiunea Țânțăraș caut nevastă. Da, Țânțăraș caut nevastă sau nu știu. Dar eu sunt momeala aia care când te duci într-o vacanță cu niște prieteni, eu sunt singura care sunt pișcată de țânțari. Și că am sângele mai dulce, sângele mai bun sau mai nașpa, habar n-am. Și ziceam să vă arăt așa un pic vibe-ul orașului. E ca în Sahara. Și taximetriștii claxonează non-stop. Am observat că în zonele astea puțin mai turistice din Urgada, toată lumea sare pe tine, toată lumea spune: avem cel mai bun magazin, intrați la mine, avem da, restaurant. Dar da, un mod insistent, dar respectuos. Da. Da. Și încearcă să vorbească și limba ta, dacă vorbești, ai venit din Franța, te zic chestii în franceză. Noi suntem români, dar spunem că venim din Franța, că de acolo venim. Și taximetriști care tot insistă, chiar dacă mergi în sens opus, te claxonează ăstea. Încă nu am ajuns în zona aceea cu centru comercial, dar am găsit niște restaurante. Vrem să vedem aici dacă am putea mânca, să vedem dacă găsim tot ceva tradițional egiptean, pentru că ne-am săturat să mâncăm pizza. Oriunde mergem, mâncăm pizza, pentru că uneori nu prea ai opțiuni. Dar ieri am mâncat acea shawarma, într-un fel, kebab. A fost foarte bun. Hai să vedem ce e aici. Dacă aș putea, v-aș da numele restaurantului, dar scrie în arabă, așa că poți vă zic că scrie sub el doar Forever. Dacă vreți, o să vă pun adresa pe aici în descriere. Doctor Chef. Ne uitam, prețurile sunt destul de bune, este tipic egiptean, așa că vom vedea acum ce ne alegem. I saw that you have shawarma with cheese. Yes. Is it possible to add meat? So to have cheese and meat? Only chicken. Yeah, but only chicken. Yes. I mean cheese with chicken. Shawarma with cheese and chicken. Okay. And one Coke. One what? Coca-Cola. Coca-Cola? Yeah, okay. And one meat shawarma. Meat shawarma. Do you have Fanta? Fanta? Yeah. Yes? One Fanta. One cola and one Fanta. Yeah. Fanta, yes. Two shawarma chicken? Yes, the same, with cheese and chicken. Okay. With perfect. Cheese? Yes, for both. And fries, yes? Yes.
Vrei cartofi? Dar doar una de cartofi. Only one. Vreau să vă filmez puțin lista cu prețurile. Sunt foarte mici. Gândiți-vă că 40 de lire egiptene înseamnă vreo 1 euro și ceva. Deci e foarte, foarte ok. 1,20 mi se pare. 1,20 o shawarma, adică nu e 1,20 un suc. E 1,20 o shawarma. Sucul e 25 de cenți. 25 de cenți. 30 maxim. Super bine. Deja la prețuri am văzut într-un loc că era pentru 8, un meniu pentru 5 persoane pentru era 5 8 persoane, euro. Da, 8 euro. Cu tot, deci. cu shawarma, suc, nu, și cartofi. Da, și mai aveai, mi se pare, și orez și cus. Și orez, deci 8 euro, era un platou 5 persoane e foarte, foarte bine. Față de alte țări, mănânci cum trebuie. Nu știu, cred că e prima țară care luptă cot la cot cu Albania. Pentru că și Albania era foarte ieftină, dar... Era puțin mai scumpă. Da, era puțin mai scumpă. Puțin mai scumpă, nu găseai shawarma la 1 euro, găseai poate la 2. Da. Sau 1,50 euro, dar da. Dar prețurile sunt super bune. Și mâncarea e bună. Uneori mi se pare că nu înțeleg așa bine engleză, dar e ok, te înțelegi cu ei. Da, le zicem de mai trebuie să repetăm de mai multe ori ca să fim siguri că înțeleg. Thank you. Thank you. Acum ne așteptăm mâncarea. Ne-am luat fiecare câte o shawarma cu brânză și pui, o porție de cartofi franțuzești, că peste tot sunt cartofi franțuzești. Chiar dacă sunt belgieni, sunt peste tot cunoscuți ca și cartofi franțuzești și ne-am luat o Fanta și o Cola. Nu mai știu exact, cred că ne costă în jur de 4 sau 5 euro. O să vă punem prețul exact aici sau aici. E foarte interesant că noi suntem la restaurant. Ne-au adus băuturile de la un market de lângă. Unul dintre angajații restaurantului s-a dus să cumpere o pungă de roșii. Ce e important e că se înțeleg între ei, după își împart banii cum știu ei. Mi se pare o chestie foarte interesantă. E așa, zici că toată lumea se înțelege cu toată lumea și e așa un fel de afacere, de familie, dar între tot orașul, toată lumea se ajută. Și ne-a venit mâncarea. Avem aici două shawarma. După cum puteți vedea, cu brânză și pui. Iubita mea deja și-a luat și așa urma în mână. Hai să o pun înapoi. Și avem niște cartofi franțuzești. Deci franțuzești, au zis că e. Că sunt cartofi, că sunt. Cum ți se pare? Îți place? Știu că abia ai, abia ai mușcat, dar... Bun, are cât același condimente cum e abia semiciu de aseară. Dar nu are același gust. Iată, dă puțin să vedem în interior. Cam așa arată. Poftă bună! Cred că e prima dată în viață când am fost invitat la plajă. Mie mi se pare că aici, în orice moment, te poți trezi până și în mijlocul drumului cu cineva cu o cămilă care îți propune să te ducă până în vechiul oraș al Hurghadei. E ok, cineva ne-a propus să ne cânte Takashi 69, Buba, Guda, nu mai știu ce, dar ideea lui era să ne vândă niște creme. Am că aici, în centru comercial, te poți plimba liniștit, fără să te abordeze nimeni, dar pare că nu, toată lumea vrea să vândă parfum, purele, țigări, șișa și așa mai departe. Pare că găsești cam peste tot genți de lux, portofele de lux, la preț foarte mic pentru că sunt de contrabandă. Cum ți se pare acest centru comercial? Imens. Cred că are 3-4 etaje. Imens, dar noi aici suntem mai mult un scop de... să ne adăpostim de căldură. Noi venim mai mult... Să ne și uităm, dar nu vreau să luăm nimic. Am văzut o brază de fake-uri de la genți de-astea, de la creatori de marcă. Și eu o geantă pe care o zăresc, pe care o ochesc de mult timp. Care costă normal 3500 de euro. Ce mi se pare interesant e că aici aveți foarte multe magazine egiptene, ceea ce mie mi se pare un avantaj, pentru că ne-am cam săturat să mergem în fiecare McDonald's. Țară. Da, în plus, foarte bine. Ne-am săturat să mergem în fiecare țară să vedem doar aceleași magazine, gen, cum era ăla, Brioche Doré, care e francez, sau mai era Paul, da. Paul, sunt bune produsele pe care le au, dar prea, nu știu, le vezi peste tot. Ce m-a speriat! Iubita mea tocmai s-a speriat de o pisică. Ce faci tu, măgară, tu? Vă spuneam mai devreme, înainte să ne întrerupă acea pisică, că sunt foarte mulți câini pe aici, doar că niciunul nu este agresiv. Pentru moment n-au nicio problemă cu ei. Dacă îi lași în pace, te lasă în pace. Acum vom merge la un mic magazin, am văzut că fac eu un fel de brutărie, fac pâine. O merge, vreau să testez neapărat. Thank you. Have a good day. Thank you. Pâinița de la brutărie. Uite. Cum vine cu pâinița? Pâine.
Cât de bine miroase. Mai, miroase foarte bine și caldă. O să testăm imediat. Ah, frige. Deci o să mergem puțin mai acolo să testăm. Hai. Știu că încă nu v-am testat aceste pâini, dar încă sunt foarte fierbinți. Noi încă rulăm pe aici, suntem în partea opusă a plajei și vrem să vedem cam cum arată orașul mai în inima lui. După când se mai răcesc puțin pâinile, vom testa, vă dăm o părere, dar încă sunt uimit. Pâinea, vreo 15-5 bucata. E... Și o să încep să mănânc în această pituță. Nu mai e fierbinte, mai e puțin călduță, dar mi-a dat s-a răcit. E bună. Deci că e o turtă. Seamănă de la... cu turtă, da. Eu încă n-am gustat, dar la câte turte am mâncat am experiență, așa după aspect îmi dau seama. Îmi lipsește puțină sare ca să semene cu turtele, dacă nu e foarte bună. Dacă auziți puțin mai multă gălăgie și claxoane, este din cauza traficului, care e destul de intens. Pentru că suntem lângă drumul principal și acum ne îndreptăm spre hotel, ca după să mergem până la plajă. Vrem să relaxăm puțin astăzi la plajă. De fapt, să intrăm în Marea Roșie, în sfârșit, pentru că ieri nu am intrat. Acolo în față este biserica despre care vă spuneam ieri, se numește Sfânta Șenuda Coptic, este o biserică ortodoxă pentru egiptenii ortodoxi. Am observat că în toate mașinile se află câte un Coran, toată lumea studiază Coranul atunci când are timp. Ne reauzim de pe acoperiș la piscină. Mi-am luat și o cremă de țânțari, insecte, after insecte, jellyfish bits. Dar nu știu dacă vedeți, dar m-a pișcat aici. Stați să vă iau să vă arăt. Pentru... sufletele sensibile, treceți mai încolo. Nu vă pun minutul, că nu știu. Asta e. Se vede? Eu sunt. Vedeți? Se aici. Vede. Două. Una mai mare ca cealaltă, dar aia mai mare e mai frumoasă. Dacă vi se pare că sunt ca un boschetar, aveți dreptate. Sunt. Am învățat de la cei mai buni. Astăzi a fost... Vremea cum a fost? A fost puțin mai răcoare, dar... mai mult vânt, dar a fost cam la fel. Da. Aici, pe acoperiș, se simte și mai tare că bate puțin vântul, dar nu-i nimica. Noi am trăit vremuri în Paros, unde era iulie, de fapt, da, nu, august, era început de august și era pur și simplu rafală de vânt și 26 de grade, ca aici. Apă. Da. Și apa era plină de alge, pentru că la ce rafală era, aducea toate algele din mare, le aducea la mal, și te băgai cu picioarele în alge. Acum o să le nevim puțin aici, poate o să ne și băgăm puțin cu picioarele în apă. Da. Piscina are 1,05 m, mi se pare. Adică e piscina în care mai mult intri să te răcorești. Cred că e mai mult făcută pentru familii. Poți să nu-ți încrab, fix cum înot eu în ocean. Da. Dar acum e și fain că încă e soare. O să vedem și apusul, cred că aici. Că da. Păi nu mai frumos. E mult. E ora 3:23. A, da, și mai am ceva să vă zic. Dacă aveți de gând să veniți în Hurghada și sunteți niște persoane, cum suntem noi, care... Cum se cade, de exemplu. Vă place să descoperiți chestii, să vizitați, să explorați pur și simplu, să mergeți și așa, mare chestie de făcut nu aveți. Adică, dacă veniți în Hurghada cu ideea asta, în două zile ați terminat Hurghada. Adică, cam asta e ideea și nu pun la calcul vizita la moschee sau chestia asta, pentru că noi încă n-am fost. Hurghada este mai mult pentru relaxare, stat la plajă, stat la piscină, dacă aveți piscină. Și încă o chestie foarte, foarte importantă pe care trebuie să o înțelegeți e că dacă vă luați hotel care nu are ieșire, care nu dă spre plajă, deci care nu este pe coastă, cum ar veni, nu aveți acces sau aveți acces, dar accesul e cu plată, nu-i mult, că e un euro și ceva de persoană. Problema pe e că fiecare Google... hotel are plaja lui și la fiecare plajă la care vrei să intri, tu îți plătești. Sunt hoteluri la care nu poți intra absolut deloc. Dacă nu ești client la hotel, da. Sunt și unele plaje în care se vede, adică sunt plaje pentru localnici și într-un fel nici nu poți să te duci să te destrăbălezi. Da, fix asta am zis și eu, că la cel care am fost era arăta super în plaja la Family Resort. Era super, adică puteai să te bagi în apă, arăta foarte bine și apa și plaja curat. Și locul unde era, da. Dar erau foarte multe familii care erau, na, îmbrăcate în țintă tradițională, femeile nici măcar nu se băgau în apă, se băgau doar bărbații câteodată sau nici măcar ei. Până și bărbații copii, intrau îmbrăcați, unii, gen cum mai eu. Toți, cu... da, unii erau, da, în mare parte. Colan, peste sau în fine.
Și pur și simplu ajungeam eu acolo în costum de baie. Adică faza e că nu-s turiști, ca într-un fel să zici, a, uite, sunt mai mulți turiști, mai multe nu știu ce. Asta e o problemă la femei, pentru că dacă ești bărbat, te doare fix în fund, te duci cum vrei. Dar la femei, da, gen, se uită... Și un sutien. Se uită, se uită una, se uită altul, după aia dacă se uită bărbatul ei la tine. Da, după te bărfește lumea în sat, dar îți auzi vorbe, nu e ok. Am văzut că lângă acest resort family era o plajă care se numește Adults Only. Aia e, din câte vedeam de acolo, erau foarte mulți în costum de baie, așa, dar acolo am văzut că era la resortul Maraki, Madaki, Maraki, parcă. Maraki și acolo erau doar turiști, deci e normal ca acolo să fie... Și nu poți intra decât dacă ești client. Da. Deci nu poți plăti 50 de lire egiptene ca să intri cum vrei tu. Ieri la plaja asta la care am fost, nu era o doamnă care era în costum de baie, dar eu nu mă simt, nu știu, poate lor nici nu le pasă, nici nu te bagă în seamă, știi? Dar eu personal nu mă simt ok cu gândul ăsta. Dar într-un fel e aceeași situație ca și cum ai intra într-o moschie și intri păr, ți-a acoperi părul. Fără să respect. Într-un fel, pur și simplu, e ca și cum le arăți lor că, păi, mie nu-mi pasă că aveți voi unele reguli, eu intru, fac ce vreau. Mai mult de asta. Adică o să avem momente în alte locuri în care putem intra în apă, avem și aici piscina, de care încă n-am profitat, eu am intrat doar cu copitele. Să știți că aveți o groază de tururi organizate cu care puteți să mergeți legate de apă sau legate de deșert. Deșert, da, puteți să mergeți cu ATV-ul, cu buggy-ul, cu cămila, cu jeep-ul, mai multe chestii în legătură cu asta, puteți să priviți stelele din deșert, puteți să vă faceți poză cu cămila. Un spectacol cu flăcări. Spectacol cu flăcări care sunt pe Gheciort Guide, acolo ne-am rezervat și noi niște activități, dar o să vedeți în zilele următoare, dar în legătură cu orașul este foarte mic. Noi ne-am și dat seama că avem două restaurante aici jos, dar care sunt cumva legate de hotel, cumva legate așa, deci la care stăm noi e doar tradițional italian și pe mine nu mă interesează că doar n-am venit în Egipt chiar să mănânc italian. Mâncare foarte bună, am mâncat mai bine mâncare italiană aici decât în Italia, adică... Da. Dar nu mă interesează să mănânc italian în Egipt, că dacă nu, rămâneam în Italia încă câteva zile și mâncam acolo. Adică cum am mâncat aseară la street food, shawarma aceea a fost foarte bună și shawarma de astăzi a fost foarte bună. Adică te duci, ai cel puțin 2 km. Un kilometru de mers pe jos până, nu? 1800. Și seara nu prea e recomandat seara, pentru că sunt mulți oameni la cerșit și nu e nimeni agresiv, doar că e foarte, foarte insistenți. Da, gen, poate să meargă cu tine 500 de metri. Te iau și de mână, dacă e posibil, și te duc până acasă, în fața hotelului, chiar și în cameră poți să te ducă. E posibil, adică eu înțeleg, sunt sigur că aici, în Egipt sau în alte țări, unde economia nu e așa dezvoltată, e posibil să aibă nevoie, nu cerșezi din plăcere. Într-un fel, dacă ajuți o persoană, e posibil să mai ai încă 20 care vin și nu poți să-i ajuți pe toți. Și nici nu poți să-i ajuți pe toți, pentru că nici tu poate n-ai un buget enorm infinit ca să ajungi pe toată lumea. Și ideea principală pe care trebuie să o rețineți este asta, că sunt chestii de făcut, dar în general sunt legate de un tur, deci e cu plată. Dacă vreți să faceți chestii, să vă plimbați, puteți să vă plimbați, dar faceți foarte repede turul orașului. Și noi la început voiam să luăm, cred că, 2 săptămâni aici și noroc am schimbat și stăm doar 7 zile, pentru că deja nu prea ai ce face. E ceva super rapid. Noi știm că nu suntem 2 persoane care stăm doar la hotel, la piscină. Suntem 3 persoane chiar. Acum vă lăsăm că vorbim deja de 10 minute. Ești acum și pe balcon, că am zis că dacă tot am fost pe acoperiș, hai să ieșim și pe balcon. Și eu mă pun la un Pepsi și la plăcintelele astea două. Bineînțeles, suntem aici, vin și ciorile. Că avem o cioară care ne-a nebunii de dimineață, cânta, făcea ca virgulă câinele, ca toate animalele posibile. Mi s-a făcut poftă de niște semințe și am zis, dacă tot mi s-a făcut poftă de semințe, hai să mănânc niște plăcinte. Așa că plăcinte, nu se lipie. Mănânc lipie de asta, dar cum e făcută pe, cum e arsă așa puțin, zici că are gust de semințe făcute la plită, deci e perfect. Și se făcut seara, am ajuns la un restaurant de fițe, unde ne mănâncă țânțarii deja. Am văzut un țânțar care ne-a atacat așa. Ne așteptăm mâncarea. Suntem curioși ce ne-am... De fapt, știm ce ne-am comandat. Ne-am luat un dita mai milkshake-ul. Da, milkshake. Și vrem să vedem cât de bună va fi mâncarea. Este restaurantul chiar de lângă hotelul la care stăm. Mi se pare că se numește El Jazeera. Nu Al Jazeera, El Jazeera. Prețurile sunt destul de ok.
oamenii par de treabă, se uită la fotbal, nu știu ce meci, dar zile ca o meci. Că și ieri era meci, azi da. E meci. Tocmai ce am fost părăsit, iubita mea s-a dus să-și ia un hanorac pentru că murea de frig, a făcut un duș, s-a spălat pe cap și nu mai rezista. Eu stau aici, mă bat cu țânțare, mă pișcă de picioare de toate venile pe care le-am în corp. Și a terminat meciul, acum este mult mai liniște, băieții aceștia cred că se vor pune la somn. Și a venit mâncarea. Mai multă decât mă așteptam, adică eu am comandat două sandwich-uri, dar pare că a venit patru. Oh, thank you. Tocmai ce mi-a adus un pai, ca să beau și eu, ca un om normal. Mi-am luat un fel de shawarma cu pui. Aici ar fi zingăr, din câte am înțeles, care e un fel de pui iute. Iubita mea și-a luat fajita și are tot așa doi cu cartofi. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Ne-am întors în cameră. Am mâncat, a fost pupătura, cum s-ar spune, degetelor, pupicul șefului, the chef's kiss, cum spun britanicii. A fost bun, nu, a fost ceva foarte simplu, pentru că noi am vrut să mergem la acel restaurant să vedem ce chestii au de oferit. Din păcate, restaurantul este tot al unui hotel, așa că aveau de oferit în mare parte chestii europene. Aveau și un kebab, doi kebab. Am mers pe varianta sigură, pe kebab. A fost bun, da, a fost și sucul și milkshake-ul. La preț, 300 și ceva, vedeți prețul aici în lire egiptene și în euro. Și acum cred că o să vă lăsăm. Eu o să mă pun să editez vlogul. Dați un like. Eu o să mă pun să mă uit la vlog mai seară. Da. Deci că fiecare seară. Fiecare cu plăcerea lui nevinovată. Așa că nu uitați să vă abonați. Să dați un like, să lăsați un comentariu. Întrebarea deja a fost pusă. Da, întrebare, deci, la un moment o vedeți, ați văzut-o. Ne auzim mâine o să fie o zi mult mai, cu mai multe activități, mai plină. Mai mișto. Mai mișto, mai ce ne place nouă. Așa că ne auzim mâine, ne punem să dormim ca să fim odihniți pentru mâine.